Să ai poftă, mamă. Așa că am revenit, doamnelor și domnilor, la toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, fane de la Straia. În seara asta fac și eu un nou grup cu mama mea, care o cunoașteți, doamna Bria. Uitați, a servit și ea brânzul. Mama e mai bine, a revenit foarte bine, e cu minte, ține aparatul oxigenul la nas, nu mai face figură. De la Pribuiești, la Pribuiești. Nu mai există Pribuiești, s-a făcut oraș la Pribuiești. Foarte bine, Uzniceara. S-a făcut și Uzniceara, s-a făcut municip. Foarte bine. La Borogea s-a făcut capitală. Lasă că e bine. Da. Ce cu Uzniceara, ce cu... Am prieteni. Am prieteni și ne rog de sănătate la toată lumea. Da? Da. Ne rog de sănătate și ei să ajută pe copiii mei când au câte ceva. Lasă, mamă, auzi, mamă, să ne ajută nouă Dumnezeu și dacă e Dumnezeu lângă noi, nu mai ne trebuie nimeni. Ba, că Dumnezeu e mare peste tot. Dacă e Dumnezeu cu noi, nu mai avem nevoie de niciun... Și Dumnezeu este, dar să ne ajutați și voi, că Dumnezeu nu vă da. Facă trăiesc. Până nu mă ajutați, voi nu fiați. Noi. Da? Și El te ajută pe tine și pe ei. Așa e bine să vă purtați frumos. Că eu am fost acolo în satele, am copilărit. Și m-am purtat frumos cu toată lumea. Și de aia toată lumea mă medeșea. Așa e bine. Și oamenii au de lucrez cu ei să poartă cu tine bine, ca să vă meargă bine peste tot. Păi acum nu mai lucrez cu nimeni, nu mai mă bagă nimeni în seamă. Lasă că fac. Lasă. Nu mai fuge toți de mine, nu mai mă bagă în seamă acum. E unde a dat apa, tu mai duc. Când mai vine apa, că uite, au spart ăștia strada. A spart ăștia strada și apa n-a mai venit. Firea dracu de apă. Am pus să fac apele mai mari. Ia spune-mi, ție ți-a venit pensia, ți-a adus poștașul pensia. Ce de mă? Vorbim pe românește, ți-a adus pensia. Ce? Păi și unii, cum nu ți-a adus? Că toată lumea lua pensia. Ce de mă? O, tu ne-ai ce mai spui tu de procurorul ăla care te-a arestat pe tine de șopalcă? Ce-i mai rău lui? Eu așa. Să se aleagă praful de el. Nu, nu, praful, că nu-i praful și purpurul să aleagă de el. Nu, îi spun așa. Să pocească Dumnezeu, să-și bagă deștiul, să bagă gură. Mamă, ce brăsăm! Atât. Să bagă gestul în cul și mai am gândit, dar poate? Poate. Auziți și voi, fraților, cum l-a ursit mama pe domnul procuror Șopalc. Și ce face? Te leagă? Lasă, Dumnezeu, nu se grăbește, mai ne grăbim. Dar nu te duci tu la baltă, acolo, la Karauski, să-i faci tu să umbră deja cu umbră, pe stați umbră nebun, să umbră mai nebun. Că Dumnezeu... Nu se grăbește, noi ne grăbim, dar Dumnezeu nu. Dumnezeu se face la rândul lui, Dumnezeu e la rândul lui face. N-a făcut rău la nima viața mea, n-a făcut rău la nima. Și nu fac, tot bine fac. Cei care am descântat și de care le-am făcut, le-am făcut bine, de măritat, de însurat, de nepoț, de divorțat. Da, rău n-am făcut la nima. Că rău se face ușor, bine rău se face. Eu am zis, dar rău sănătate la toată lumea. Și la nepoțul meu și pe care... Dar tu mai ai mulți, așa, neamuri de-ai tăi. Tu ești patrul lui Moșilie. Mai ai neamuri pe și prin străia, ai neamuri, ai mulți. Că ai avut pe Pau, a murit Dumnezeu să-l iartă. Ai avut pe Busuioc, a murit și ăla, Dumnezeu să-l iartă, nepotul tău. Mai ai alți neamuri, mai ai? Mai ai pe Iliuță, dacă mai trăiește și ăla. Trăiește, fratele lui Busuioc, trăiește, Ilie, da. Și alți neamuri nu mai. Mai e Dumnezeu, mi-a spus. Dumnezeu. Așa că toți care sunteți neam cu mama mea, nu trebuie să veniți la ea. Nu trebuie să o ajutați cu nimic. Doar trebuie să vă uitați pe canalul de YouTube Fane de la Straia, să o vedeți pe mama. Cel puțin să-i dați un like, care sunteți neamuri cu mama. Fie sănătos. Uite, mama ce vă roagă de frumos. Uitați. Fie sănătos, să le dea Dumnezeu bine.
la copiilor, la nepoților, la toată lumea. Dumnezeu să le dea sănătate și la dușmani, la toată lumea, așa rog, pentru toată țara. Așa că, dragi prieteni, frați, mai români, prieteni, țigani, italieni, francezi, belgiani, care o știți pe mama Bria, cel puțin să-i dați un like, aici să vă abonați la canalul de YouTube Fanii de la Straia. Acest canal e făcut pentru mama Bria. Am făcut oamenii... Parem atâta oamenii lucru să-i dați și voi, că poate sunteți care v-a crescut, poate care v-a învățat. Am învățat la căși, la mine. A făcut căși. Ai prieteni pe la Bacău, mamă, care a lucrat la noi la căși. Cum să nu? Cum? Uitați cum stă mama. Uitați cum trăiește mama. Să vedeți și voi, fraților, că nu vă mințim. Mi-a ajutat berișele la casă, de mi-a ajutat. Aia de la Găiești? Da. Băieță aia, oameni mari, mi-a venit la mine și acum, dacă au nevoie, să dă pe la mine. Păi ce ne mai faci tu acum la aia? Și acum, țin o vorbă bună, tot găsim noi să facem. O vorbă bună? Da. O vorbă bună, dar e drum Israel să nu facă cumva să dă pe la noi. Da? Așa e spus, să dă pe la noi oricare sunt. Care ne cunoaște și știa lucra la căși, să vină la noi. Că bem o cafea și o voie bună. Aia e mai bună din toate, Dumnezeu să dea zi. Păi mamă, tu că am băit prea multă cafea. 3 cafele la zi, 4 cafele. Și așa nu vreau mai am bani să cumpăr cafea. Așa, da, mai bine. Ha? Aia mai zi odată, că mai bani. Așa vezi. Dacă facem noi și bani. Facem noi și bani. Am vorbit cu un italian la București să-i strâng niște broaște de ăștia de la noi din lac, de aici din Balcă, și să-i le duc la București. Spălat e, sărat e, arăjat, îmi dă 250 euro pe kilogram. Broaște, să mănâncă. Și prima dată o bag pe nevastă mea, pe doamna Marița, să-mi adună broaștele din Balcă. Da, broaște ai mănânci. Broaște, broaște, nu broaște. Mare că pe aia este, mă. Băi, fraților, nu mai mă înțeleg cu baba, ăsta sunt eu, Fane. Nu mai mă înțeleg cu mama, vedeți și voi. Ce tot îmi spune mie aici. Îi roagă procurorul de sănătate care a băgat-o la arest. Nu are nimic, ca să-l dea Dumnezeu sănătate, să cade piciorul după el așa, bucăți. Păi unde mai pomenit să cade piciorul după el, bucăți? Am pomenit eu. Numai să dă cu mașina peste cap. Nu, 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 nu. Să se aleagă praful de el și purbe. Avea unul de îmbrăma pe genunchi. Stai așa. Stai așa că nu e cum crescut. Atunci a venit el. Da? Da, nu mi-a dat un cucul la persică mai mult. Hai bine, nu mai duc, hai. Hai să fii cu minte. Vezi că e supravegheată tot acolo, știi? Să fii sănătos. Să ai grijă de tine, hai că trebuie dat cu mâncare caldă. Nu mai mâncare caldă. Faci acum, Maria, mâncare și Marița. Ce să fac, fraților? Ce să fac, stai, fraia lui mama, o vedeți? Bă, am florit. O vedeți? Doamna Marița. Gata, așa plecare la culcare. La culcare, vă culcare, gata. Baba mâncă ce găsit pe acolo. Păi te-a făcut, pregătim. A cui pregătești? Da, păi până-i duce-l, băi. Lasă mănâncă, ce cred că nu mai mănâncă. Da, așa pentru mama? Da. Păi nu-i ajung. Își pune mintea cu ele. Te rog frumos, nu mai vorbi de mama mea. Te rog din suflet, nu mai mă jini și nu mai vorbi de mama mea. Mamă, Doamne. Uite, Măriuca face pentru Fănică. Da. Pentru Fănică faci, da? Pentru toți. Mi-au zis Fănică, de ce nu mai face Fănică globul? Mă duc acum peste el. Mă duc. E ocupat și... Facem și noi așa ce putem. Nu mai facem cum făceam, dar facem și noi ce putem, nu? Uitați. Asta e pentru cine? Pentru Pufi. Da. Asta e pentru mama? Da. Și pentru tine? Nimica. Of, obosesc când vorbesc. Eu mănânc rană rece.
Rană aici, uscături. Da, bravo. Uscături să mănânci, da. Așa e. Să-mi iau uscături. Ia pune-mă murături așa, mi-a rămas de la Ionică. Ce? Murături așa de la Ion. Lasă să le mâncăm, să punem așa odată. Da? Ia oprește și mărie televizorul la mult. Aici făcuși mâncare la căței. Da, făcuși mâncare la căței. Cum, făcuși? Aha, pentru că e făcută, mă la căței. Nu făcuși? Nu. Păi de ce nu făcuși? Am pe o mână, mină mână. Bună seara la toți prietenii mei, am revenit cu un nou glob și noi aceea în familie, în familia lui Fane, la bucătăriuță. Măria, prinde becul și mie aici, că mă văd întuneric, mă vadă și pe mine prietenii mei, așa. Pentru că la noi duminică seara, am dat de mâncare la Rex, am dat de mâncare la Pufi, la porci, le aduse astăzi. Voi nu mai aduse de mâncare la porci. Ce nu-i toată ziua, numai la porci, la porci. Recunoști că nu-ți duci. E rândul tău la porci, banii să te duci. Rândul meu la porci. Da. Să mă duc acum noaptea. Am fost și la mama aia, dat, a vorbit și cu ea. I-a rugat de sănătate lui domnul procurorul și-o facă să leagă praful de el, să se facă pachet. Da, așa e zis. Să bagă cu degetul în cul și pe aia să bagă în gură, auzi. Așa vrea mama. Nici eu nu știu ce vrei să mă luam. Așa că să ai poftă, Păriucă. Să ai poftă, bunicule, că uite iar să zic. Mamă, ce săracie. Du-te, filmează și pe fănică două minute. Sau acasă vine să nu merg acasă. Că mi-a zis panică, de ce mă filmă și pe fănică? Cine nu vrea? Fănică. Păi, nu mânca, mai mănânc. Să facă și cartofi. Nu mă mănânc numai eu, nu mai mănânc nici eu, ce mă, ce nu mai merg gata. Mâine am viață grea. La unde te duci? Mâine trebuie să mă duc la Severin. Du-te. He, dar cu cine mă duc? Păi ce, dar cum duci cu mine? Cu fănică. Eu nici nu. Era pe fănică. A, oh, fănică mâine duc la școală. La da. Câte oră? La cât? La 7:30. Păi și mă scol eu atunci. Păi ceasul să sună? Așa că Fane e încurcată. Doamna bun. Marița? Hai, doamna Marița, hai. Noapte bună, noapte bună. Auzi ce-i aici. O țără pui de casă. Am luat o găinuță astăzi, am ciordit-o. Bună. Mă cam doar și pe mine în gât. Ce ne mai zici și nouă aici pentru Fani? Ce? Ce ne mai zici și nouă aici pentru Fani? Păi ce ai să nu te doar în gât? Le spun multă sănătate, să auzim numai de bine, să fim sănătoși și la pungă groși. De unde mai suntem? La pungă nu mai suntem groși, mai veniți pungă. Am dus și eu vestea la croitoreasă să-mi pun un fermol și am uitat portofelul în ea. O săptămână n-ajunge portofelul meu și era acolo la croitoreasă. Dar n-am avut niciun ban în eu. Dar beam cardurile. Te-ai jefuit cu ceva? Nimic. Doamna, e corect. Ce facem? Încotro luăm să facem și noi un ban. Toți fac bani la noi, ce facem acasă? Murim de foame. Ia zice. Cine să bagă să-mi adună mie 10 kg de broști? Ce bași tu, Mariță? Nu se aude. Nu se aude. Nu se aude? Nu. Te bași tu, Mărie, cu bunică ta. Poftim? Să te bași tu în bancă.
să strângeți, vă fac eu un coș și doar să luați broșile cu coșul așa. Păi ce să fac? De ce nu e invers? Să-mi bagi tu! Mă bag eu! Dar tu de-aia de ce să mă și bag? Voi să mi ne spargeți, să mi ne spălați, să mi ne curățâți, da. Le dăm sare, le opărim și le punem la casorale și le ducem la București. Cine le mănâncă? Oameni. Să vezi că mănânc și eu prima dată. Eu. Hai să le arătăm să vadă toți că mâncăm noi prima dată. Nu. Vrei să vadă și toți? Uite, dimineața mă duc și prin 10 broșe la bancă. Vrei? Nici eu. Nici tu. Rămân cu bunica acasă. Ia fi să ne spunăm, să ne îmbrățăm, să ne... Păi? Unde la trec? Acolo unde te-a prezentit. Ia filmează acolo. Ce avem aici, domnă Mărița? Cartofii. Să mâncăm. Zi ceva aici pentru urmăritori. Ha? Zi ceva aici pentru urmăritori. O să mâncăm și noi. Să ne urmărească. Să se abonează la țălină de la Strehaia. De ce? De ce? Păi zi cine-i țălină. Da? Zi cine-i țălină. Fiul meu, copilul meu. Că e plecat la Anglia. Pupi! Băi, Pupi! Hai! Hai! Unde are Maria? Iată, Maria, vedem, să te filmezi pe tine, să faci pe banii. Nu, prietene, mă știu! Asta e, uitați-o! Nu e asta, Maria? O vedeți? Hai! Revenim, fraților, doamna Marița! Să duci mâncare lui mama, da? Da, păi n-a facuria, tu te duci. Cine? Mă duc eu. N-am, duce mama lui. Lacă, duce Marița, hai. Duce tu la fănică, duci la fănică, tu Marița. Unde mama lui? Păi ăla nu-i căciula mea. Ce păi tu pe căciula mea te șterzi. Așa am o valoare. Fie al dracu valoarea mea, fie al dracu fane cu nașterea ta, fie al dracu fane cu ursătorile tale. La 7 luni ai avut. La 7 luni te-ai născut ca un câine. Fie al dracu fane. Uite cu fiul unde e. Vai și amar de capul tău, fane. Ce ursătoare ai avut, căcăcioși. Ce ursătoare ai avut, căcăcioși. Ia uite ce face Pufi la coare pe aici. Ia uite ce face Pufi la coare în România. Ia uite, le aruncă, că le uite, că le cază. Sunt acolo de agănea. Păi să-și joacă el. Poftă bună. S-a dus la mâncare. Hai așa, auzi că banii că nu-ți dă mâncare, auzi. Cine a zis? Lumea. Da? Da. Mi-a dus și pe facturile că nu-ți dă. Auzi că nu-ți nu-ți dă mâncare la timp, auzi. Da? Da. Lasă de acolo, mi-a dus tot timpul mâncare, apă, suc, toate. Uitați-vă, să urcă pe scaun. Da. Vedeți? Șef. Hai, Pufi. Hai, mamă, ha? Hai, hai, mai vorbim pe cameră. Hai, noapte bună, mamă. Gata, acum merg și eu la culcare. Mă pregătesc și eu să intru și eu la Casa Verde. La salonul de recuperare, aici. Fănică, e aici, Mării? Ia uite și pe Pufi cum așteaptă. Hai să mi-l arăt și pe Fănică. Bă, Fănică! Fănică vrea prietenii mei să te vadă. Salută-i! Salut! Atât, da? Da. Salut, fanilor! Sau prietenii, cum le zici? Hai, scuză de deranj. Zi-mă, vrei sau nu? Pac, 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 pac,
Hai și tu. Hai. Gata, pupii, la pat. Îl vedeți?